Fața scenelor. Vrei să pun aici? Repet, pentru atenția participanților, copiii și amatorii sunt rugați să ia loc la mesele din fața scenei. Spre atenția participanților, copiii și amatorii sunt rugați să ia loc pe scaunele de la mesele din fața scenei. Seniorii sunt așteptați să ia loc pe scaune. Spre atenția participanților, rugăm copiii și amatorii să ia loc în fața scenei, seniorii loc pe scaune. Într-un minut dăm start festivității oficiale de închidere a turneului municipal de șah și joc de dame. Thank you.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la festivitatea de închidere oficială a turneului municipal de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor, etapa 2 municipală. Să onorăm imnul Republicii Moldova și imnul municipiului Chișinău.
Competițiile sunt organizate în temeiul dispoziției primarului general al municipiului Chișinău de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. În comun cu Direcțiile Educație, Tineret și Sport din sectoare. Preturile sectoarelor municipiului Chișinău. Federația de Șac din Republica Moldova. Și Federația Joc de Dame din Republica Moldova. Conducerea nemijlocită a competițiilor revine Colegiului de Arbitri. Prezentatori: Pădureț Sorin și Lorena Maria. În aplauzele dumneavoastră, invităm în scenă pe domnul primar general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Viceprimarul municipiului Chișinău, doamna Angela Utasevici. Șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, domnul Andrei Pavaloi. Mulțumesc foarte mult, eu sper din tot sufletul că e un proiect necesar și faptul că sunteți atât de mulți și atât de implicați ne demonstrează odată în plus că această idee a fost una foarte bună. Acum ziceam că pe final chiar vă rugăm foarte mult, ținând cont de experiența dumneavoastră de viață, de obiceiurile și lucrurile pe care puteți să le faceți, vă sugerăm să ne dați și nouă câte o idee, două, cum putem continua pe parcursul anului, poate alte idei pentru a implica cât mai mult oamenii în etate, în diferite activități, așa ca să îmbătrânim activ, frumos și plăcut. Dacă acceptați această provocare a noastră, noi suntem cu mare drag cu toată echipa primăriei, preturile, direcție, antrenorii, toți cei care au fost alături și vor fi alături în continuare, să ne implicăm ca împreună orașul să fie cât mai aproape de fiecare. Cu toate problemele care le avem, sunt multe, dar le-am rezolvat tot împreună. Mulțumesc foarte mult, vă doresc multă, multă sănătate. Bună ziua, onorată asistență, și eu vă salut cu mult drag la această activitate care sperăm noi și ne dorim ca să devină una tradițională pe parcursul a 6 săptămâni, în fiecare weekend, în fiecare sector ai capitalei, seniorii, vârstnicii, copiii și-au încercat talentul sau acea aptitudine de a juca șah sau dame. E foarte important ca toate programele pe care le oferim să fie solicitate, să fie cu implicarea câtor mai mulți oameni. Pentru noi e important ca participanții să vină cu mult drag, ca orașul nostru să fie viu, să fie oraș al oamenilor, să știți că toate activitățile pe care le-am realizat, cu toate dificultățile pe care le-am avut, de fiecare dată ne gândeam la impactul asupra comunității, impactul asupra cetățenilor. Pentru noi este prioritar ca chișinăuianul să fie fericit aici, în Chișinău. Și sperăm că programul de îmbătrânire activă, care, iată că aceasta este una din activitățile acestui program, va fi unul de amploare și orașul Chișinău va fi un oraș cu adevărat, oraș al generațiilor, oraș al incluziunii, oraș pentru toți. Sănătate multă, succese celor care urmează să participe la competiția de astăzi și la mai multe ediții. Mulțumim! Bună ziua tuturor! Într-adevăr, acest campionat de șah a implicat mai multă lume și eu, cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar general, vreau să rog colegii care nemijlocit au participat la organizarea campionatului de șac, și aici vorbesc despre preturile de sector, stimații domn pretori și colegii dumnealor, vă rog frumos, veniți lângă noi, fiindcă am făcut o echipă pentru a organiza acest campionat deosebit pentru oamenii din sectoare, pentru oamenii din orașul nostru, așa încât
toată lumea să se simtă bine, să se simtă confortabil. Și atunci când a fost ploaie, colegii noștri au găsit locuri în cadrul preturilor pentru a desfășura campionatul. Au încercat să fie alături de dumneavoastră, să vă susțină și să vă încurajeze, așa încât astăzi, împreună, să ne bucurăm de aceste rezultate deosebite, iar premiile pe care le veți primi cei mai buni vă vor fi oferite din bugetul municipal pentru dumneavoastră, astfel încât să vă bucurați pe deplin, inclusiv premii din partea sponsorilor noștri, premii, zic eu, destul de bune, destul de valoroase, așa încât această primă ediție să fie nu doar cu noroc, dar să fie și cu bucurie materială pentru fiecare din participanții care au ieșit în finală. Noi le urăm succes din partea echipei tuturor participanților, și celor amatori, dar și celor care au ieșit în finală, și să câștige cel mai bun. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim tot binele. Rugăm pretorii să nu părăsească scena. Cuvânt se oferă pretorului sectorului Buiucani, doamna, domnul Moroi Vasile. Bună ziua la toată lumea! Felicitări tuturor celor premianți din sectoarele, de la etapele din sector. Bine ați venit la etapa finală, aici, la noi în Buiucani, în Parcul Alunelul. Vă dorim la toți succes și să câștigi cel mai bun. Cuvânt se oferă pretorului sectorului Botanica, doamna Guba Diana. Bună ziua! Vreau să vă spun că am petrecut o vară frumoasă împreună. Vă doresc succes și să câștigi cel mai bun. Cuvânt se oferă pretorului sectorului Centru, domnul Hâncu Vlad. Bună ziua tuturor! Așa din ați luat pe neprins de veste cu aceste mici discursuri. În primul rând vreau să spun că sunt foarte bucuros să particip la așa un eveniment. Vreau să apreciez ideea primarului general, care a venit cu această idee și a organizat așa un turneu, iar noi l-am susținut în asta. Vă urez mult succes și sper să fie prima ediție, dar nu ultima, să ne întâlnim cât mai des și să petrecem bine timpul împreună aici, alături de primărie municipiului Chișinău. Cuvânt se oferă pretorului sectorului Râșcani, domnul Vlad Melnic. Bună ziua, toată lumea! Îmi pare bine că suntem aici și sunt bucuros că am făcut față împreună cu echipă, alături de toți care noi ne-au ajutat, cât sunt în sectoare și suntem aici în fața dumneavoastră ca să facem acest eveniment frumos și, cum au spus colegii, ca să nu fie în ultima dată. Succes la participanți și Doamne ajută! Cuvânt se oferă pretorului sectorului Ciocana, doamnei Sinigla Școlnic. Bună ziua, stimate audiență! Bună ziua, echipa primăriei municipiului Chișinău, în frunte cu domnul primar general Ion Ceban. Vreau să mulțumesc participanților, atât din sectorul Ciocana, cât și din toate sectoarele. Ați fost cei mai bravo, ați fost cu inițiativă, ați participat zi de zi, cu mare drag. Și vreau să vă doresc la toți sănătate, dar să învingă cel mai puternic. Mulțumim organizatorilor pentru cuvintele calde și urările de bine. Onorată asistență, programul de astăzi va cuprinde desfășurarea competițiilor între orele 16.00 și 19.00. După care vă așteptăm să vizionați un program artistic de excepție. La 19.30 vom desfășura ceremonia de premiere a învingătorilor competiției. În cele ce urmează, oferim cuvântul arbitrului principal al competițiilor, domnului Valeriu Coadă. Stimați amatorii jocului de șah și jocului de dame, în câteva secunde începem competiția, etapa finală. Vă rugăm frumos să
ne respectăm reciproc, să respectăm lucrul arbitrilor. Deci, în partea aceasta, în primul rând, vor juca șahiștii 50+, pe urmă 65+, jucătorii de dame 50+, finala, și jucătorii de dame 65+. Aici joacă amatorii, amatorii jocului de dame, amatorii jocului de șah și copilașii. Vă dorim tuturor succes, vă apropieți la locurile dumneavoastră, imediat începem, succes tuturor, să învingă cel mai puternic. Campionii nu se nasc, campionii sunt făcuți din ceea ce au mai adânc sădit în ei, o dorință, un vis, o chemare. Sub acest motto dăm start competițiilor. Succes tuturor participanților! Там вот такой вот.